Cu salve de foc a fost înmormântat locotenentul Sorin Pătrașcu, copilotul elicopterului IR-330 Puma prăbușit la Constanța. În vârstă de 27 de ani, originar din comuna Lunca Corbului, absolvent al Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, Sorin Pătrașcu era stabilit în Constanța. Angajat în armată din anul 2016, cu 500 de ore de zbor la activ, era cel mai tânăr dintre membrii echipajului. Pe ultimul drum i-au fost alături aproximativ 200 de oameni care l-au cunoscut de când era mic, dar și camarazi de arme și necunoscuți. A fost coleg cu copilul meu, era la școală amândoi, era foarte cuminte, era foarte cum se cade, cum se întâlnea cu cineva pe stradă, era să rămână respectuos, foarte. Și părinții au avut foarte respectuoși. Era de o familie de nemaipomenită. Când ați auzit ce s-a întâmplat, ce ați spus? Condoleanțe și părere de rău. Foarte, foarte mare durere pentru mamă și pentru toți. Numai mamă să nu fii, să-ți vezi copilul în pământ. Și la o vârstă fragedă. Domnule, nu l-am știut. Când am venit acum 10 ani aici, în primul grup în care am intrat a fost el. Cel mai integru copil, cel mai vertical, cel mai bun și cu un suflet nobil. Și-a trăit și dânsul a fost în grupul acela nobil. A fost pentru noi un exemplu. Când a fost în Africa cu misiune, ne rugam la Dumnezeu să aibă noroc, știți. Nu putem transmite în acest mesaj, în acest moment, decât un simplu mesaj, acela de condoleanțe profunde pentru familie, pentru că dânsii în momentul acesta sunt extrem de afectați. Noi astăzi am pierdut un camarad, am pierdut un frate în primul și în primul rând și un om extraordinar. Toate gândurile noastre bune merg în aceste momente către familie și am încercat pe cât posibil să-l conducem cu respect, demnitate, iubire și înțelegere către ultimul drum. Ați fost apropiați? Cum era Sorin? Sorin era un om extraordinar din punctul meu de vedere. Nu am avut un prieten mai bun, mai apropiat și un om mai iubitor și mai seritor decât el. Mi-a fost coleg de cameră în misiunea MINUSMA din Mali. Nu am cuvinte în raport cu omul, a fost un om extraordinar. Copilotul urma să se căsătorească în luna mai a acestui an. Familia este distrusă în urma acestei nenorociri. Martori din zbor la plecarea de pe această lume au fost 3 avioane și 2 elicoptere. Grupă pentru luptă! Încărcați! Grupă salve! Foc! Încărcați! Grupă salve! Foc! Încărcați! Grupă salve! Foc! Asigurați! Arma la picior!